Ce zi frumoasă de primăvară! Lumina soarelui joacă peste ruinele unui oraș distrus de bombardamente. O singură casă mare a rămas neatinsă. Un castel. Este un castel cu două etaje, cu parter înălțat și scări monumentale și o fereastră deschisă în afară. Razele de soare se reflectă în fereastră. Casa și grădina sunt o oază de liniște și siguranță. O bancă. În fața ferestrei, la o oarecare distanță, se află o bancă. Acolo, pe bancă, voi sta eu. Eu, profesorul. Eu sunt profesor de liniște. Eu sunt mulțumit. Mulțumit că am găsit această oază minunată. Un soldat. În grădină intră un soldat cu picior de lemn. Permiteți? Sigur, domnule soldat. Odihniți-vă piciorul rănit. E de lemn? Odihniți-vă piciorul de lemn. Odihniți-l pe bancă. Mulțumesc. De ce bateți? În picior, vreau să zic. E ceva în neregulă? Mă rog, e piciorul dumitale, faci ce vrei cu el, nu dai socoteală nimănui. Îmi permiteți totuși să vă întreb de unde veniți? De departe. De departe. Desigur, ați participat la multe bătălii. La toate? Peste tot se dau bătălii. Acum nu mai sunt ca înainte doi beligeranți. Sunt trei. 4, 5, nenumărați, tragi împotriva tuturor și toți trag în tine. Inamicul a devenit un secret de stat. E o pândă și o învălmășală din care ieși... Cu un picior de lemn. Nu vă supărați, locuiți pe aici, pe aproape? Că vreau să spun... V-ați întors acasă, la familie și la copii, nu? Nu. Nu? Atunci? N-am vrut să mă las tras în piept. Cum? N-am vrut să mă las tras în piept cu piciorul. Nu înțeleg. Un an garanție. Încoace 6 luni. Înapoi 6 luni. Nu-i bun, îmi dau altul. Gratis. Înțeleg. Un calcul excelent. Piciorul, dacă nu-l încerci la drum, nu știi cum e. Se umflă. Dacă-ți dă un picior nou, cum știi că e bun? Îl încerc. Da, dar cum? Tot așa. Se umflă. Păi, înseamnă că peste un an s-ar putea să ne revedem. Precis. Dacă mai trăiesc, o să mă găsești tot aici. Castelul e singurul loc din oraș care a mai rămas întreg. E singurul loc unde e liniște. Nu mai plec de aici. Precis. Dacă se umflă tot așa, precis ne vom revedea. Tinere, vii pe drum de 6 luni.
Spune-mi, te rog, pe unde ai trecut? Ai văzut vreo fereastră deschisă? Se umflă. Ai trecut prin atâtea orașe, atâtea sate devastate de pârjol și bombardamente. Ai văzut pe undeva vreo fereastră nebaricadată după care să nu pândească guri de puști? Nu. Așa mi-am zis și eu. N-avei cum. Mă uitam numai în jos, la picior. Acum stai pe bancă. Ești liniștit. Piciorul se umflă. E în regulă. Acum vezi fereastra aia deschisă la castel? Stai să-mi pun ochelarii de distanță. Parcă zăresc ceva. Și ce-i cu asta? Doamne, cum ce-i cu asta? E o minune. În mijlocul ruinelor, o grădină înflorită. Ziduri neatinse de glonț. O fereastră intactă, deschisă spre noi. Înainte să vii dumneata, doar cu un sfert de oră, la fereastră, nici nu mi-a venit să cred. O mână, îți dai seama, o mână a tras perdeaua. Apoi a apărut un om, fără pușcă, fără fața acoperită și, în plus, Da, a deschis fereastra. Imediat toate zgomotele din jur s-au oprit și o liniște imensă s-a așternut în grădină. Auzi liniștea? Ascultă, nu mai e război. Nici țipete de muribunzi, ori copii părăsiți. Nici trosnete de case incendiate. Nimeni nu mai moare. Liniștea ne apără de orice rău.